Salutare și bine v-am regăsit! Iată că a venit și luna noiembrie, o lună în care principalii jucători din piața magazinului de pescuit au, au reduceri, reduceri între 15-10, 20-30%, reduceri ce uh, sunt uh, binevenite, mai ales uh, când iarna acum se apropie, deja ne facem stocuri, ne gândim la anul ce, ce urmează. Prin urmare am ales... Uh, să vă prezint câteva reduceri ce eu le consider interesante sau ce e, pentru mine sunt, să zicem, de folos. Am ales ca și magazine, e, pentru a nu face reclamă una sau altul, ea cele mai mari magazine din punctul meu de vedere online, dar și fizice. Avem marile pescari și Total Fishing. Haideți să vedem ce ce le consider interesante. Intrăm pe Total Fishing și vedem că la Preston de exemplu avem produse reduse cu 25%. Metodurile ce cu siguranță sunt indispensabile pescuitului la la feeder, Metoduri de calitate. Vedem că largurile sunt undeva la aproape 12 lei, lărgiu de 80. Largiul de 60, mai avem și CS-urile de, de 45, bineînțeles pe lângă asta avem și metodurile de la AS. văd că sunt, sunt reduse cu 20%. Prin urmare, o perioadă bună în care să ne refacem stocurile, să acoperim golurile de metoduri pierdute de-a lungul, de lungul sezonului. Haideți să vedem și pe marele pescar, același lucru, 26, 25%, 16% la AS, la matrițe, iar 26%. Prin urmare, un, o perioadă foarte, foarte bună de a ne achiziționa și a ne completa trusa cu, cu metoduri. Și dacă vorbim de pescui la feeder, bineînțeles, NADE, am ales un producător aleatoriu, Baytech și cu vanda să zicem, avem aici reduceri 35%, 20%, da, Un, o reducere destul de, de bună, mai ales pentru a ne reface stocul, vedem și pe Marle Pescar, baytech cu la fel, 20%, Vandanae de tot 20. Am ales acești producători aleatoriu. Nu vreau să-mi săriți iar în cap că aleg un producător român sau cam ceva partipriuri. Nu am nicio, nicio acțiune la niciun producător. Prin urmare, e alegerea dumneavoastră ce producător optați. Însă, e de luat în calcul această reducere pentru a ne face un stoc, pentru a intra în noul an cu un, o nadă luată la un preț atractiv. Ca și uh, sfat, uh, sau ce am constatat eu, nadele stau foarte bine peste iarnă, nu se întâmplă nimic atât timp cât le ținem la un loc uscat, nu le ținem în umezeală. Avem grijă să nu spargem pungile sau să nu le desfacem. Ele se păstrează foarte bine, mai ales nadele pe bază de făinuri de pește pe fişmiluri, n-au nicio problemă, rezistă chiar și mai mulți ani. Uh, la nadele cerealiere să fiți atenți dacă... Uh, punga este lipicioasă, deci din magazin puneți mâna pe ea și deja este lipicioasă. E o problemă acolo, deja uleiurile au început să treacă de plastic, nu mai rezistă mult și nu v-aș sfătui să luați astfel de, astfel de produse pentru că vor face cocolașe, se vor degrada, cele uleioase vor râncezi. Țineți-vă departe de ele și să fiți atenți la nadele la care puteți observa. Uh, au vreo fereastră de -asta, transparentă, un, uh, un, pachet ce vă permite să vă uitați în ele, să vedeți să nu fie cocolașe, să nu uh, aveți astfel de probleme. În perioada asta, bineînțeles că există riscul să luați și nade ce au stat cam tot sezonul pe rafturi și prin urmare nu sunt în cea mai bună, în cea mai bună stare. Deci ca și nade, evitați-le sau dacă o să le păstrați mai mult timp, v-aș recomanda să le evitați pe cele pe bază de cereale, mixuri de patiserie, o semințe măcinate, acelea am constatat eu că nu rezistă așa de mult. Adică dacă le luați pentru primăvară e ok, dar dacă le luați să vă face stocuri pentru 2-3 ani, nu vor rezista. Cam atât pentru, pentru astăzi, dați un ochi pe, pe site-urile celor uh, menționați, uh, uitați-vă, e păcat să nu beneficiați de, de reduceri, mai ales că acum mai e un pic și se apropie iarna, avem timp să să ne facem monturi, să ne refacem trusele, să completăm stocurile, iar acest moment e mai mult decât binevenit. Până data viitoare, firenti tuturor!